Bună seara! Astăzi ne-am gândit la o ediție specială din punctul meu de vedere. O să ieșim un pic din, hai să zicem, modul în care a fost eu perceput. Și o să vorbim despre ceva care pe mine mă preocupă în mod special. Și anume, sportul. Și o să vorbim despre sport cu o persoană care este foarte apropiată mie. De ce? Orice terapeut are nevoie la un moment dat și de o, să zicem așa, o supervizare. O terapie. Și mulțumesc Iulie Oroviceanu că a avut și a găsit timpul să vină alături de noi astă seară. Salut, Iulia! Am adus-o pe Iulia din mai multe motive. Primul rând pentru că e psiholog, în al doilea rând pentru că este psihoterapeut și în al treia rând pentru că e instructoare de fitness. Și, bun, de ce m-a interesat? M-a interesat, dincolo de aspectul psihologiei, m-a interesat această îmbinare între sport și psihoterapie. Și vreau să te întreb, ce ai fost prima oară? Instructor de fitness sau psihoterapeut? Sau psiholog? Din ce făceam facultatea de psihologie, făceam aeronic. Și făceam curs cu specializări pe partea asta. Și mă gândeam așa în timp, o să-mi deschid cabinet, o să fac, erau visele mele, da? Dar la început aeronicul și ani de zile asta a fost. Bun, deci în principal ai ajuns să îmbini partea de sport cu partea de psihologie. Cum ai ajuns tu la psihologie? Am întrebat la un moment dat cineva, un prieten apropiat de familie, ce vreau să fac în viață. Și ce întrebare. Și am psihologie sau teatru. Și te duse la SEI. Și mi-am zis, oh, ce tare, clar, că și pot fi bun. Deci la SEI și vrei psihologie sau teatru. Și după aia m-am gândit eu, chiar. Și mi-am luat o sărere, m-am dat la psihologie și mi-am dat seama că de fapt asta vreau să facă viață. Și am intrat la facultatea de psihologie. Și după aia, în timpul ăsta, la fel, aveam tot felul de gândeam ce mi-ar place mie să fac cu viața mea. Și m-am îndreptat spre, m-am gândit seara, cât mi-ar place să încep să predau aerobică, dar până aveam, nu știam nimic. Ce, unde, cum să face, cum să obține atestatele. Și până la urmă l-am cunoscut pe Gabi, care s-a ocupat de altă soțul meu. Și mi-a făcut, m-a introdus în federația de aerobic și am început cursuri și tot felul de chestii. Există o legătură între decizia ta de a face psihoterapie și faptul că ai fost instructor de fitness? Da. Mi-am dat seama în timp și, de fapt, chiar în momentul în care am început să mă apuc și de sport, că e imposibil neapărat, din punctul meu de vedere. E imposibil să gândești corect, să-ți faci o cunoaștere în domeniul ăsta și să ai un corp să-l lași la o parte. Da? Se spune că e templul sufletului. N-ai grijă de el, la un moment dat, nu te mai ajută nici în gândire. Ca psihoterapeut, crezi că sunt oameni care se apucă de sport doar ca să își rezolve probleme? Am cunoscut foarte multe tipuri de oameni în sport. Da? Și foarte mult am intrat în contact să vorbesc cu fiecare, să văd de ce s-a apucat, ce era. Care a fost motivația lui? O mare parte, clar, pentru trup, da? Vreau să un trup mai frumos. Exact. Dar chestia asta, scuze, dar chestia asta cu un trup mai frumos nu este, de fapt, o problemă a spiritului? Adică preocuparea ta relativ la trup, nu a ta, a unui om, în general, relativ la propriul trup, nu este, de fapt, o problemă spirituală? Tocmai. Și știi ce e interesant? Că majoritatea care s-au apucat de sport pentru motivul ăsta nu obțin rezultate. Deci care să obțin ca să aibă un corp mai frumos? Da. Deci aia care doar pentru asta de să aibă un corp mai frumos, în prima fază, trag de ei, muncesc, fac și nu obțin rezultatele pe care... Pe care și-o doresc. Exact. Că vor o lună, două de zile, fac, trag repede și vreau să arăt. Și dați seama că după 6 luni de zile arată la fel ca înainte sau poate chiar mai rău. Dar e și partea cealaltă care fac ca un stil de viață. Deja merg regulat la sală, da? Că e la sală, că alergă în parc. Dar nu mi se pare, nu vin cu întrebarea. Și cât timp pot să arăt așa? Ei vin, știu că asta face parte din viață, e un stil de viață și la un sfârșit și
automat, după care încep să se schimbe și ca mentalitate, vrei să comport altfel, sunt mai sociabil. Ca antrenoare, te-a ajutat faptul că ai făcut psihologia și psihoterapie? Da. Chiar mi-am dat seama, în momentul în care vedeam aerobic, la orele aerobic, vedeam că multe persoane spuneau lucrul ăsta. Mă, când plecam de la oră, e ceva, e altceva decât în momentul în care fac o oră normală. Da? Părinte, ai învățat alt mod de abordare a omului. Exact. Și simți că fiecare simți să face chestia cu cunoștinia de grup. Și în momentul în care predai ora respectivă, eu n-am niciodată mi-a făcut tema de acasă. Da? Adică mă duc și predau asta. În momentul ăla începeam să predau și simțeam ce nevoiau. Dacă eram un pic mai obosit, dacă aveam nevoie să... Și te adaptezi la subconștientul de grup. Exact. Și în momentul ăla făceam așa fel că ora să fie mulțumitoare pentru majoritatea. Bun. Vreau să abordăm un pic problema sportului. Sportul ca terapie. Și o să spun de la ce plec. Eu am învățat în facultate mult și prost. Și cred că o mare vină a profesorilor. Știi care mulți? Noi avem profesori foarte buni. Dar, din păcate, înțelepciunea lor nu are nicio legătură cu ceea ce se predă în școală. Și eu am învățat modul diferit de abordare asupra aceleași probleme în două stiluri diferite. Medical și ultra-ortodox creștin, da? Deci, ai un bolnav psihotic și asta este tipică pentru poporul român, da? Noi nu avem decât cele două valori. Ori îl trimiți să-i dai medicație, ori îl trimiți la exorcizare. Cam asta știm noi. Bun. Și le-am abordat amândouă prin prisma medicinii și prin prisma cunoașterii mele din mănăstire. Și asta am făcut-o timp de vreo 10 ani. Până într-o seară. Într-o seară. Și de aici plecăm. Iulia nu știe de treaba asta. Nu, mie îmi place să spun oamenii așa pe... într-o seară, când am văzut un film pe Animal Planet, este o emisiune care se cheamă Cezar și câini. Cezar și câini, Cezar fiind un dresor de câini, da? Care se ocupă de câini cu probleme. Câini cu probleme sunt și câini depresivi, și fricoși, dar și câini agresivi. Bun. Agresivitatea fiind psihoză, da? Ma, cum zic eu, exacerbarea agresivității este psihoză. Bun. Și mie, Cezar al meu pe câinele ăla care rupea tot, și mi-l pune pe bandă, și la leagă zilnic și face din el un mielușar. Drept urmare, mie mi s-au dat peste cap toate paradigmele, tot ce credeam, toate schemele de gândire și mi-am dat seama cât de idioți suntem. Și eu am fost, da? Și cât de prost am fost învățat. Și ce la îndemână și de simplu este pentru fiecare om acest lucru. Drept urmare, am început să studiez treaba asta. Bun. Ce părere ai tu de sport, ca terapie. Indiferent că e vorba de depresie, indiferent că e vorba de, eu știu, momente de schiz, indiferent că e vorba de ce părere ai de sport în terapie. Am văzut efectele și exemplele în fața mea, dar mai ales că nu făceam doar psihoterapie, multe persoane deveneau altfel tocmai, deci practică terapie în sine, sportul. Da. Și se vede pur și simplu din persoane care la început sunt agitate, nu sunt mulțumite de ele, n-au stima de sine. Sunt total îngrăbășiți, da? Le dai câteva explicații, în drum spre direcția care trebuie, că și aici e o chestie, să facă ce le place, da? Latura de care se simte atrași. Și după aia, în timp, le schimbarea în ei. Și dacă îi trebuie, n-au fost nici la psiholog, n-au făcut nici cine știe ce ei. S-au ținut în sport, pur și simplu. Și pentru că intră și foarte mult în contact cu ei. Încep să se cunoască prin prisma sportului, știi? Își dau seama cum se relaționează, cum relaționează cu ei, cum respiră, ce gândesc. Încep să se uită un pic și în stânga-dreapta mai apare comparația, mai realizează ceva vis-a-vis de persoana lor. Și încep să se schimbe. Bun. O să luăm de la început că am o listă de întrebări. Și ca să păstrăm așa o coerență. Care sunt elementele care trebuie să țină cont un om atunci când își alege un sport? În primul rând trebuie să se cunoască pe el, da? Foarte bine, da? Bun, adică că el nu se cunoaște. Deci, în primul rând, cere sfatul, ajunge la sală, da? Și cere sfatul instructorului.
pur și simplu, se descrie un pic. Vine că mulți vin așa rătăciți, da? Și pur și simplu, aș apuca și eu, nu știu de ce, și pune instructorul întrebările. Cât timp are la dispoziție, ce gen de persoană e, se enervează ușor sau deopotrivă, e pe partea mai depresivă, cum stă cu sănătatea. A, boile de ce nu trebuie legat, da. Exact. Dacă are analize, mulți nu-și fac analizele, da? Dar încerc pur și simplu, cum respiră, îi simți, îi vezi, dacă merg mai mult. Bun, la ora acolo aparatura are inclusiv pulsometru, au multe, te grează, măsoară, tensiune, toate astea. Exact. Iar direcția, foarte mult simulează cu personalitatea fiecărui. Dar pentru că sunt multe stiluri, ori te duci la aerobic, ori la arte marțiale, ori preferi fitness-ul. Ori pur și simplu faci din acea știu, acum gym sunt mult. Exact, sunt programate. Jumbo, nu știu mai care. Da, dar sunt persoane foarte, de aia zic, sunt persoane conservatoare. Dacă vin doar să alerge pe bandă și atât, nu trebuie altceva. Nici nu vor să audă, nici nu vor să încerce. Am înțeles. Nu fiar. Exact, și ținând cont de fiecare parte. De vârstă, de... Exact, după dacă îl drum pe direcția care trebuie, și rezultatele apar și plus că nu se lasă repede. Dacă îl drum, hai, e la modă, nu știu ce, fă chestia aia. Poate vine o să... E o chestie de compatibilitate? Foarte, foarte. Pentru că o să încerci la modă și faci o lună, două. Și după aceea are să te să pot iubești. Da. Până dacă alegi ce trebuie din prima, pe viață. Cum crezi că acționează sportul asupra psihicului uman? Ca, vedeți că, ca mecanism psihic? Vezi că, în primul și primul rând, crește încrederea, crește încrederea în propria persoană. Da? Pentru că, venind acolo, una, faci un efort. Da? Deja vezi că te poți ține de o treabă și începi să îți dai seama că poate și în alte domenii la fel. Nu mai e frica aia. Nu poți să fac nimic cu viața mea, nu iese nimic. Odată ce te-ai apucat de o chestie și vezi că începi să o duci la bun sfârșit și mai apar și rezultate, începi să zici, mai că să fii fiecare de ceva. Și te mai apuci în timp și mai vezi și pe alte direcții. Cum crezi că se poate folosi sportul în practica spirituală? Adică, cum să zic eu, nu știu în ce măsură se învață la psihologie la ora actuală legătura asta cu spiritul uman sau existența spiritului uman, existența sufletului. Mă rog, sunt atâtea curente în psihologie. Dar cum crezi că poate să îmbunătățească sportul, spiritul uman? Mie îmi place foarte mult o chestie la practica sportului. În primul rând, chestia cu respirație. Da? Cu majoritatea zi de zi nu respirăm corect, nici nu ne dăm seama. E respirația superficială, da? Nu se mai oxigenează nici creierul, corpul. Așadar, nici nu ai acces la anumite stări. Prin faptul că ești obligat, în prisma efortului pe care vrei să respiri corect, începi un pic, un pic, să dai și de altceva. Bine, acum sunt, cum e yoga power, sunt tot felul de... Asta se bazează, da? Pilatesul. Dar, pur și simplu, la orice latură vii, în momentul în care începi să devii conștient de propria respirație, de corpul tău, începi să-ți cunoști corpul, să-l simți. Dacă nu simți nimic și nici nu-ți cunești rupt în două, abar mai, poate să vină peste tine cu tamă. Trebuie să recunosc că eu te-am cunoscut mai întâi ca psiholog și după aia ca instructor de fitness și, mă rog, am văzut pe YouTube un exercițiu de-al tău. Am vorbit despre influența la practica sportul despre imagine de sine. De ce se recomandă sportul în stările depresive? Aici sunt foarte greu ca un depresiv să vină la sală sau să facă sport. Dar e nici tot. În momentul în care îl faci să înțeleagă cât e de bine pentru el și reușești să-l împingi un pic de la spate, că e nu vor nimic, clar. E depresiv, nu-i trebuie, nu vrea să audă, nu vrea să facă. Dar până la urmă, în momentul în care ajunge acolo, începe să-și iasă din starea aia. E muzica, e factorul ăla. Începe să spună că... E grupul. Sunt oameni care le place ceea ce fac. Își dă seama că mai văd oameni fericiți în jur. Zic, mă, dar cu ea vin cu zâmbet cu obuzie și sunt așa bine. Am să văd ce nu fac eu bine de am ajuns în halul ăsta. Deci încep să-și mai analizeze bine. Exact. Și le vezi că crește. Plus că eu cred că în momentul în care un om este depresiv, are tendința de izolare. Ori simpla scoatere din zona lui de confort îl face să acceseze o altă lume și automat să-și canalizeze gândirea și emoțiile într-o altă parte. Și mai am o chestie pe care am observat-o eu practic în sportul la rândul meu, depresivii există un talent, deci gândești negativ,
acumulezi energie negativă, care la rândul ei te conectează iar la gânduri negative și intri așa într-un cer vicios. Pe când sportul are acest extraordinar efect de a te face să, cum să zic eu, să consumi această energie negativă. Apropo de energie negativă, vorbim un pic și despre energie. Cum crezi, simți, sublima aceste energii negative ca antrenor de fitness și, evident, ca psihoterapeut? Cum are loc sau cum o percep tu? Cum o percep tu? Și cum are loc și cum o percep tu? E foarte interesant. În primul rând, persoana care predă, da, instructorul, e clar că și el preia. Preia, clar, la persoana se manifestă întregul subconștient. Deci, automat, toate stările negative trec prin tine. Exact. Și tocmai e interesant. Crește odată cu chestia asta. Pentru că, hai să zic că e o zi mai proastă, îți dai seama, mai nervi, nu poate la început, nu știi, nu cunoști foarte mult în domeniul ăsta. Da? Și te simți încărcat, simți că se întâmplă ceva cu tine. Dar după aia, ușor, ușor, observi că se transformă energia negativă într-un mod sau altul și te simți ce mai puternic. Nu e neapărat de la, exact, tocmai care legătură și cu energiile, nu neapărat de la sportul în sine, da? Am făcut, am mușchi un pic mai mult și mă simt mai puternic. Dar cred că în timp se acumulează și chestia asta, primești un bonus acolo, transformând atât energie. Eu am observat un lucru. Doamne, dacă mă duc foarte călcat la sală, nu am același randament ca și atunci când mă duc complet gol. E un paradox. Cum e mai bine? Cine să mă duc gol? Deci dacă mă duc gol, am mâncat de la sala respectivă, mâncat efectiv. Și atunci, dacă mă duc încărcat, eu negativ, nu mi se nimic. Deci nu mi se absolut nimic. Și teoretic, eu trebuie mai întâi să mă descarc tot ceea ce am momentul ăla de meditați. Bine, eu fac altceva, dar nu vreau să dau pe post că stau cu maestru meu la o cafea și nu mai... Și pe măsură ce mă descarc, dar după aia mă apuc de antrenament. Dar fac această chestie. Am observat acest lucru. Toată n-ai chef să duci la sală. Pur și simplu n-ai chef. Parcă n-ai energie, parcă ți-e lene, parcă... Ești când te duci acolo, primele alea 5-10 minute, sunt îngrozitoare. Dar pe măsură ce treci de blocajul respectiv, apare momentul în care efectiv te încarci. Exact. Cred că are legătură și cu serotonina aici, nu? Are, clar, are legătură cu toate și cu endorfinele. Eu am stat să analizez oarecum ce se întâmplă. Sportul, pe asta anumită limitare, produce anumite distrucții tisulare, deci distrugeri de fibre musculare și automat organismul, febra aia, da? Febra aia în sine este pozitivă. Pentru că febra face ca corpul, creierul să comande, să se formeze fibre noi și automat să creeze un alt mușchi care să preia efortul. Dar în același timp, ca o, cum să zic eu, te ajută prin secreția de endorfine. Deci substanțe morphine-like. Și este senzația de bine de după antrenament. Bun! Deci avem o senzație de bine pentru după antrenament. Cum menținem senzația asta de bine? Încep să tot orientarea spre interior. Încep să te întreb ce anume îmi dă starea asta de bine. Cum o registrezi? Știi? Ca ceva o poză. Starea de bine. Cum arată? Încep să o păstrezi sau pui așa într-un sertăraș din ăla și după aceea încep să recrezi starea și prin alte modalități, nu neapărat. Prin sport. Da. Că multe persoane zic, nici nu știu acum să-mi simți bine vreodată. Care stare? Cum te simți bine? Stau în nefericirea lor acolo, zi de zi, treabă, agitație. Și când aud o stare de bine, ori e teamă de ea și zic, mai bine, ce să fie tău. Am observat ceva apropo de poporul ăsta, român. E frică de bine. Foarte mare frică de bine. E frică să fie fericit. Și dacă îl vede pe unul fericit, ăla nu-i sănătătos. Clar. Dacă unul îl vede, ăla e sănătos. Da. Sau nu are cine lasă că se vadă el. Dar lasă că vede când o să pățească el. Uite că de mici asta auzim. Râzi, nu râzi tu, dar nu râzi a bine. Da. Și mi se bagă în cap tot felul de programele din astea. Că după râzi vine plâns. Că după râzi vine plâns. Că râzi a bine. Că dacă râzi prea mult, super că Dumnezeu și cine știe ce vedeam să mai atragi. Că nu știu cum. Adică sunt... Din programul... Programul negativ. Și ți-e frică la un moment dat, să mai bine. În interior, parcă știu că nu ești chiar de fericit. Dar afișezi nefericirea supremă. Să scape pedeapsă, știi? De ce crezi că sportul are un beneficiu asupra stării de sănătate?
primul rând medical, asta e cercetată, constatată, nu? Doi, cu starea psihicului, îți învăță ce ai chef de viață, da? Și clar, când ai chef de viață, vezi și altceva decât ai văzut până atunci. Începi să vezi noi oportunități pentru tine, parcă îți vine chefu să mai apuci de altceva, da? Și să schimbă și percepția asupra vieții în sine. Crezi că sportul este o formă de blocare psihică? Bine, aici știi, mă gândeam acum, că e o chestie tare interesantă asta de blocare, că poți, depinde ce personalitate ai, că te duci la sală și poate ai un temperament din asta, ești invidios, ai tot felul de probleme și te duci acolo și cine știe de ce grup de persoane dai și vezi că încep să fugurea. E și varianta asta. Dacă nu e făcut așa, echilibru. Am văzut eu ca medic. Am văzut multe ori greșeli, zic eu, flagrante, făcute de medicină. Și una dintre ele se referă la o supradiagnosticare a sindromului hipercinetic la copii. Adică copii care vreau ne bage un copil în clasa 1, da? Sau în clasa 0. Are 6 ani. Și pentru că el nu stă în bancă 40 de minute, îl trimis la psiholog, că e hiperkinetic și că e bolnav și trebuie să-i dai și nu știe ce medicament. La psihiatru direct. La psihiatru direct, la psiholog, dacă era psiholog, era bine. Bun. Ce părere ai despre acest sindrom hiperkinetic? Despre diagnosticul ăsta? Nu e ca și celălalt cu hipotism sau alte variante de genul ăsta. E pus un diagnostic de multe ori prea grav. Fără să studiezi un pic problema în sine, văd că au acele simptome. Că sunt, care au problema asta, da? Dar mulți, imediat. Cine e agitat, la arestare, pat, medicamentul la revedere. Și de cele mai multe ori, dacă s-ar încerca și variantele astea ajutătoare, hai mai întâi, înainte să-i prescriu ceva, înainte să facă culoarea, hai să le drum un pic. Fă un sport, du-te și mai fă nu știu ce. În drum spre altă latură, vezi că nu ai nevoie să avem ceva. Eu am stat o chestie, că de multe ori copii cu sindrom hiperkinetic, să mă rog, diagnosticați, pentru mine nu există sindromul ăsta. Chiar nu există. Este părerea mea, la ora actuală, în 90% din cazuri este absolut greșit. Sunt copii care fie au probleme din cauza părinților pentru că au pierdut din suflet și atunci au o problemă cu de inteligența emoțională și evident că nu au stare. Fie pur și simplu am observat copii care au o energie mult mai mare ca ceilalți. Evident, ies din tipare, adică mi-aduc aminte de un instructor de mod de fitness. Un instructor la mare de fitness care era vicecampion mondial de judo, campion de jiu-jitsu, de kempo. Și omul respectiv îmi povestea, puțin mai mic decât mine, cred, de vârstă, și îmi povestea că el a ajuns la sport pentru că făceau atâta nezbâtii, erau trei frați, făceau atâta nezbâtii, încât, într-o zi, toată lor s-a supărat și i-a zis, gata, până aici, toată lumea la judo. Dom'le, și-a ajuns vicecampion mondial, sunt campion mondial pe kempo, nu mai știu cum, dar vicecampion mondial, deci, sigur. Deci, părerea mea este că dacă el ar fi trăit în vremurile de azi, sigur ar avea fost trei diagnostic de hiperkinetici. În loc să ia frumos, să-i ducă să facă un sport, vreau să spun ceva. Sunt serie de sport boală. Dar avem copii cu sindrome hiperkinetice care iau medicamente. Adică, în loc să-i pune pe copii să facă sport, îi dopăm cu medicamente, deci după aia ne întrebăm de ce sunt obezi. De aia se vorbesc, că nu fac sport. Și asta este, să știți că principala vină este a părinților, că nu știu să-i îndrume. În primul rând, sunt ei un model pentru copii. Da. Și în al doilea rând, că evident că copilul nu are cum să se ia decât după ce faci. Dacă tu stai toată ziua pe Facebook, ce vreau să stai toată ziua pe calculatorul lui? Și mult mai comod, evident, să ții un copil la calculator decât să duci să-l lua altă scoală. Bun. Și atunci, problema noastră este că nu știm să ne educăm copiii. Bun, tu ca psihoterapeut, ca instructor, ce ai sfătui copiii, părinții să facă copiii lor? Ca nu, deci vorbeam că nu am și la varianta aia cu jocul. Se pot face grămadă lucruri frumoase și chiar sunt.
de balet și ce mai fac ea acum înțeleg pentru copii. Sunt pur și simplu clase speciale cu terapie prin joc. Copilul mai știu să se joace. Orice ar vrea să facă, vine părintele și spune nu face, vezi că te lovești, vezi că o să pici, vezi că nu știu ce, nu mai să mă lăsați liberi. Cum era poate, n-aveau atâta timp să stea cu ochii, nu. Și nu mai știu să se joace, pur și simplu, devine rigizi, devine inhibați, atunci spre mâncare, mănâncă, sunt agitați. Și foarte mult și din cauza asta. Uită să se joace, nu să ne lăsa să se joace. Da? Prin simplu fapt că vin acolo, cum îi privesc asta fac o joacă? Sport, ține, da? Îi vezi că se trezește la viață, devine iar fericirea aia în ochi, nu mai sunt copii aia triști, trăiesc deja la 5 ani și cu tristețea aia sau privirea de adult. Încep să fie iar copilași. Drăguț. Da. O întrebare așa, mai... Soțul tău este instructor de artă marțială. Cum este, din perspectiva psihoterapeutului, psihologului, a antrenorului, relația asta cu instructor de artă marțială, de ce te întreb? Pentru că, clar că energiile pe care le accesează un instructor de artă marțială sunt cu totul altele decât a unui om obișnuit. Nu, deci nu mi-a fost. Ce pot să zic? E ușor pentru mine, nu știu cât e ușor pentru el să stea cu psiholog, știi? Că spun asta, că și mi-a zis mie un prieten de-al meu, orice te-a spus de sor, niciodată cu psiholog, tot timpul să stea cu lupa pe tine. O să te analizeze, nu? Ce face? Bine, nu e bine. Și cam așa a fost. Și cam așa încerc să dau de mult. Eu nu cred că pentru el a fost chiar bine. Pentru că, inevitabil, dintr-o relație de genul ăsta cu psiholog, înveți adevărat că ești tot timpul sub lupă, e adevărat că bănesc că nu poți să spui nimic fără ca să nu fie analizat și interpretat. Dar, dintr-o anumită perspectivă, cred că totuși e ok. Pentru el, clar. Dar eu nu mă refer din perspectiva ta. La mine e început să fie un pic cam greu. Înainte făceam și partea asta cu sportul, terapiile. Nu eram axată foarte mult cu partea de psihoterapie. Dar îmi aranjam programul cum vroiam eu. Acum asta că am accelerat treaba, vin, sunt foarte mulți clienți și automat mă mai cap și eu. Vine și eu cu energia de artă marțială și trebuie să... Bun, și atunci, nu înseamnă că va trebui să te întorci la sport, tocmai ca să gestionezi partea de întuneric? Sincer, n-aș fi crezut că m-am trecat pe partea asta, zic eu, un pic de... Deci eu m-am reapucat de sport la 40 și ceva de ani, când mi-am dat seama că nu mai pot să gestionez ceea ce primesc de la pacient. Trist, dar... Știu, și uite cum a existat un moment în care am crezut că nu o să mai fac sport niciodată. Exact. Și nu. Și m-am întors să trebuiască zi. Tocmai pentru că sportul mă ajută să gestionez lumina și întuneric. Ceea ce înseamnă că și el trebuie să apuce de terapie. Da! De ce nu? Nu, mai să fie nimic. Da, vreau să încerc, că ca antrenor, la ne prinde foarte bine să facă terapie. Adică să învețe, să gestioneze un om. Eu zic că totuși un antrenor, ca o condiție a evoluției lui și... eu cred că relația antrenor practicant trebuie să fie asemănătoare psihoterapeut-client. De ce? Pentru că oamenii, cum se cheamă, sportivi, au căderi, au probleme, se îndrăgostesc, ajung la pubertate, își încep viața sexuală. Deci și antrenorul e singurul care e de multe ori mai apropiat decât părinții. Și atunci, nu cred că va trebui și el să învețe partea asta de psihoterapie ca să începe să gestioneze copiii. Poate tehnica simplă, pentru că elemente multe ori am învățat de la el la început. Dar, într-adevăr, mai e și ceva frumos și să fie un alt pus altfel, în practică. Într-adevăr, uite, multe chestii din arte marțiale s-au cam rupt de latura aia frumoasă. Partea spirituală. Partea spirituală. Spirituală. A rămas latura sportivă, dar s-a pierdut spiritul, da. Și frumos să găsești un antrenor care să învețe să lunească cam două. Mai ales și copiii nu mai au, nu mai sunt cei de altă dată, nu mai au răbdare să le vorbești, să-i pui 10 minute, pe exemplu, să stea cu ochii închiși. Dar să știi că chestia asta afectează foarte mult partea spirituală și în perspectivă partea de evoluție a celor care fac arte marțiale. Pentru că faptul că nu mai fac meditația și nu mai fac descărcările și încărcările se vede în timp. Adică noi făceam, țin eu minte, meditații înainte și la sfârșitul antrenamentului, meditațiile dinainte și la sfârșitul antrenamentului,
te făceau să, să te încarci, să te descarci negativ. Asta era, asta făcea sensei. Exact. Am cunoscut antrenori de alte marțiale care puteau să, efectiv, descărcau pe toți cei din sală. El părăsea ultimul sala și toată energia rămânea în sală. Deci nu plecai cu energie de luptă pe stradă. Deci am văzut așa ceva. Bun, păcate asta s-a pierdut. Bun, revenim la tema sportului și la... cam care crezi că sunt cazurile care s-ar preta? Cazurile, eu știu, de boli sau de... neajunsuri, să zicem, psihice. Nu poți să fie îmbolnav ca să faci sport. Care se pretează la terapia prin sport. Ce cazuri ai întâlnit tu? De oameni care, hai să zicem că și-au ameliorat starea psihică făcând sport. Că sunt acele persoane care se află în faza de trezire spirituală, știi? Că mai că e confuns cu schizofrenie sau altceva. Că nu știi... că nu știi aia care nu știu încă cu cine votează. Exact. Da, și chiar au... îi observi. După ce merg o perioadă la salță, făcut un sport, îi vezi un pic că încep să redevine ei, să își pună ordine în minte, ce vor, se cam adună. Că eu fac același lucru, cei care se trezesc din punct de vedere spiritual, e trimis să facă sport. Și zilele trecute am avut chiar o surpriză drăguță, o doamnă, la o conferință de-a mea, m-a întrebat, mi-a zis că ea a avut cancer, s-a operat, și ce ar trebui să facă ca să se vindece. Și am zis, du-te femeie și alea. Și astăzi mi-a venit, ieri mi-a venit, și mi-a zis, mă, știți, nu știu dacă a spus serios sau nu, dar zice, mă, că de lângă. Și zice, am și eu o problemă. Care n-am? Zice, am participat la semi-maraton. Și zice, și mi-am făcut plăcere și zice, mă gândesc să particip la maraton. Ce părere aveți? Și mi-a zis, doamnă, dacă participați la maraton, în zi, ar fi o mare realizare și pentru noastră și pentru toți cei care care o să vă cunoască și care știu despre cazul meu. Eu sper să se aducă. Am avut un copil, apropo de ce categorie. Era foarte agresiv la școală. Foarte, în clasa a doua. Tot genul. Dar avea un fond atât de bun și o calitate și o bunătate pe fețișoara lui. Dar de fiecare dată nu vorbea foarte bine. Și în momentul în care venea cineva la el, care era mai șmecher în cuvinte și începea să-l agaseze, să-l streseze, cu o fană, cu ceva, tuf, dintr-o zi pe toți și avea o putere fantastică. Și l-au tot trimis la psiholog și că nu știu ce are, că nu se mai poate așa. Și a ajuns și la mine. Și l-am trimis imediat la arte marțiale. E pe proiect, deja e cineva în clasa aia, adică da. Începe să se... Începe învețe, la bază să gestionezi și să stăpânească furia. Asta e cel mai important lucru. Bun, din păcate, a ajuns la tine. Dacă ajungea în altă parte, ar fost pe medicație. Din fericire. Nu, eu nu cred. În general, copiii ăștia care ajung la alte marțiale, încă și intră sub... și iau un model din antrenorul de alte marțiale. Când văd că antrenorul de alte marțiale cum se comportă și copiază. Și nu, totdeauna e... de cele mai multe ori e bine. Bun. În finalul emisiunii noastre. Sportul poate să fie o formă de gestionare a gândurilor negative? Da. Ce interesant că în prima fază intri în contact cu el. Mai mult decât în mod normal. Bine, oricum când stai el de relație acolo. Când te apui de sport, nu știu de ce. S-amplifică în prima fază. Totul este la suprafață. Toate bubele, toate neconsumirile, frustrările, că sunt fizice, că sunt psihice. Cu avalanș. După care, în timp, încerci să te la o parte. Exact. Să duc, începe să vadă persoana care are puterea asupra lui și mai poate să mai schimbe câte ceva. Dar în prima fază, într-adevăr, e așa. Tu ai recomandat pacienților, clienților tăi, am înțeles că la ora actuală se mai pune, se mai spun pacienți, sunt clienți. Clienților tăi să facă sport? Nu, majoritatea. Majoritatea? Da. Sunt mulți care vin, fac deja sport.
la majoritatea și au, la început sunt un pic reticenți. Adică, ok, eu vin aici, dar de ce recomand și sportul? Nu văd legătura cu primul pas. Foarte puțin își dau seama așa, zic, da, o să-l fac. Care e problema? Eu am alte chestii. Nu sunt mulțumit de mine, ce m-a trimis să fac sport. Eu trebuie să recunosc că am avut o surpriză extraordinară. Eu, mă rog, m-am asigurat cu lumea cu tot ce se vede de farmacie și magie, da? Lucru care nu-mi place deloc, dar asta e, am studiat și multe altele. Și la un moment dat făceam antrenamente la Universitatea Ecologică cu un antrenor de artă marțială. Bușu, era. Și într-o dimineață m-am trezit eu târziu, eram bușit că de când te ocupi de așa ceva, evident că mai calci pe câte unii pe coadă. Și n-am apucat să mă curăț, să mă dezleg, să fac ce fac eu de obicei sau ce face orice terapeut sau orice, oricine are probleme de genul ăsta. Am apucat de mangine și... Și m-am dus la sală. Și m-am dus la sală, m-am văzut că eram negru, s-a uitat la mine, dar ce ai? De ale mele, zicea, hai! Și m-am dat așa ușor. Hai, aleargă în jurul santerii, hai, face așa, mai fă o aplicare, hai, mai fă o din aia, hai să ne așezăm jos, am început un stretching. Surpriza mea mare, deci, v-am zis, mi-a schimbat sportul, mi-a schimbat toată gândirea medicală, apropo de biserică, de credință, de rău, de demon, de mai știu eu ce. După un sfert, eram la alcool. N-aveam nimic. Deci tot ce aveam, toate tipurile de, mă rog, că după aia verificam ce aveam să zic, s-a dus ca nimic. Simplu fapt că am făcut stretching, că am făcut o încălzire, m-a readus, din punct de vedere psihic, la normalitate. Și atunci am zis, dar de ce să stau toată ziua, să stau să mă curăț, să nu mai vreau să fac sport? Clar. De ce? Pe măsură ce... Și scuză-mă, n-am timp să... Și nici nu... Adică, dacă tot fac... În primul rând, sportul este pozitiv și pentru corp, și deși pentru sufletul uman. Știți ce, ce e ciudat? Că... Bruce Lee spunea, la un moment dat, și mi-a trebuit ceva timp să înțeleg ce a spus el, că încălzirea este sufletul antrenamentului. Și nu înțelegeam de ce. Deci vreau să vă spun ceva. În cazul în care ai legat sufletul sau, mă rog, orice atac psihic, în momentul în care faci încălzirea, sufletul îți vine înapoi. Nu știu de ce. Că de ce mai trebuie? În contact cu tine mai trebuie. Cred că ești în contact cu tine. Și cu o sublegire. E adevărat că prima aia ești ca un motor de la care trage așa în gol. Dar la un moment dat, după 10-15 minute, nu știu, n-ai nicio problemă. Există niște limite. Vreau să vorbim și de limita asta. Am văzut oameni totuși care exagerează cu sportul. Adică intră în extrema cealaltă. Da, da. Adică, tocmai probabil pentru că s-a simțit bine, încearcă să-ți amplifică seara asta și se duc și mai des la sală și seara și devin, de fapt, un fel de dependenți de sport. Da. Asta e altă problemă și ca o fugă de realitate. De multe ori se concentrează atât de mult pentru că de aia ești o practicare a sportului conștient. În momentul în care o faci așa doar pentru trup, vezi când ce să arăți bine, te legi foarte mult de aspectul ăsta. Ai senzația că doar cu asta faci față în viață, cu faptul că ești ai de extraordinar un corp minunat, da? Și devii dependent de aspectul ăsta. Și o păgăleală foarte mare. Eu cred că devii dependent și de endorfine, așa, o formă de... Da. De endorfine, dar mai... sunt multe cupluri care să vaidă de chestia asta. Partenerul merge mult, prea mult la sală. Da, eu cred că în relația asta de parteneri care unul merge prea mult la sală este că de fapt fuge de celălalt partener. Păi, zic, e fuga de realitate. Fuga de celălalt partener, nu de realitate. Și că realitate și partea aia, da. Fuge, fuge de partener. Da. Aici e până ajunge la psiholog, după aia de... Să nu, asta în cazul în care vrea. Dacă vrea și vrea să, să meargă de la sală la psiholog. Bine, Iulia. Îți mulțumesc că ai fost alături de noi. Eu, nu știu, sper să fi dat acest mesaj că sunt multe lucruri care se pot rezolva prin sport, de la stima de sine,
dezlegat de magie, inclusiv la sănătate, nu mai vorbesc. Deci sunt foarte multe, să spun eu, elemente pozitive pe care ți le aduce sportul în viață, dacă este practicat corect. Acum, ca timp, eu, mă rog, prin natura meseriei mea, eu merg de vreo 5 ori la sală pe săptămână. Și mi-a făcut să merg mai des, dar, mă rog, asta o să vedem. Eu fac și experiență la ora actuală. Vreau să te întreb, care este numărul optim de antrenamente, nu pentru un sportiv de performanță, că pentru un sportiv de performanță poate să fie și 12. Mă refer la un sportiv, la un om obișnuit, care să aibă și rezultate, să fie și ok, să nu fie nici prea plan, nici foarte lung. Între ce? Cum am construit să se miște pe mai acum, mașina, liftul, nu prea mai fac greu. Vreau să spun ceva, că am avut vreo 8 ani în care n-am urcat scări. Mi s-a apropiat să rămâși de la picioare. Deci când m-am dus prima oară la sală la voi, vreau să spun că nu puteam să urc scări. mi-a trebuit ceva timp atunci până să revin. Dacă spun că mi-au trebuit 2 ani, nu m-am să zbări. Dar, bun, care ar fi numărul de antrenamente pe săptămână, astfel un om să-și păstreze o stare de sănătate, fără să fie nici un sportiv de performanță, nici. În minim de 3 pe săptămână. 5 sub 3 pe săptămână, îmi frustrează organismul, pur și simplu, de 2 ori, când începe și el să-și intre, să se mai da, îl oprești. Măcar de 3 pe săptămână să poți să simți și o diferență. Cam câte minute? Minim 30 de minute. Dacă 30 de dacă vine persoana și stă acolo, indiferent ce face, e altceva. Chiar, la un moment dat, chiar îmi doream să fac niște emisiuni. Și tot ziceam că o să vorbesc cu Gabi. Despre sală, despre echipament, despre ce trebuie să faci, cum să mergi pe bandă, cum să începi, ceva de genul ăsta. Vreau să-ți spun ceva. Mie mi-a trebuit an să înțeleg, eu nu aveam, deci eu zic că sunt un om cu un IQ, ok, da? Și totuși, eu nu înțelegeam, pe toate, de ce trebuie, adică de 4 milioane, da, ca să alerg, când pot să-mi iau foarte bine de 1 milion jumătate. Adică de ce să-mi iau adică de 4 milioane? Și după ce înțelegi... Și după ce alergi, când începi să alergi și începi să simți, îți dai seama că nu poți să alergi. Mai bine strângi un pic cureaua și ții niște piete de sport ca lumea și care te țin ani de zile, decât să-ți distrugi încheieturile și mai știu ce. Adică mi-a plăcut să fac niște emisiuni de genul ăsta, efectiv de educație. Da. Cum, ce echipament să-ți iei, ce aia, ce alimentație, ce să eviți, ce să eviți, cum să zic eu, ce să, chiar și ce să faci în lucruri de-astea. Doamne, am făcut o întindere, am făcut tot ceva. Bănesc că voi, ca antrenor, trebuie să te obligați și știți. De ce? Ca să pregătim omul pentru efort. Să pregătim omul să facă acest ceva. De ce? Pentru că sunt convins că în momentul în care se va simți bine, va înțelege cât a însemnat acest lucru pentru el. Și pe el, și restul, și viața, și perspectiva pe care ți-o ridică, ți-o dă faptul că întâlnești oameni noi, medii noi. Am observat o chestie interesantă. În cei care fac sport sunt mult mai greu de manipulat. Că te zici care e legătura. E mai o legătură. Devin mult mai conștient de corpul lor, de ce simt. De înșiși. Evident că sunt mai greu de manipulat în momentul în care eu mă cunosc pe mine. Și plus că manipularea presupune o energie implementată la nivel de subconștient. Da? Bun. Și aici pot să spun că am studiat asta. În momentul în care faci sport și faci sport serios, domnule, consum și mama energie. Și atunci e ca și cum ți-ai restartat. Eu am vrut să spun că am făcut o experiență și mai dură. Deci am mers inclusiv la chestii cu gheață, cu restartat celulele. Deci am vrut să văd și pe alea care se practică în sporturile de performanță. Că am vrut să înțeleg de ce. Și vreau să spun că am rămas blocat. Să vezi că ajungi la o epuizare totală, tu te bagi în apă gheață, sau stai acolo
eu n-am putut să stau aici, asta de un minut. Eu n-am putut să stau de, nu știu, 20 de secunde sau ceva de genul ăsta. Și după asta a fost să-i deranjez. Adică, doamne, noi nu știm nimic despre corpul ăsta uman. Nu, ce-i frica aia, dacă fac prea mult, obosești prea mai să nu sare de nimic. Nu, deci vreau să spun că limitele corpului uman și dacă ai șansă să dai cu un antrenor bun, care să te ducă așa de mânuță, eu vreau să spun că am avut performanțe pe care nu le-am avut la 18 ani. Bine, eu am avut la studiu, dar ca idee. Poți fi mai multe, poate că ai curat să te bani și păi să nu mai fii. Eu am rămas efectiv surprins de ce poate să fie un corp ăsta uman. Nu credeam că ar putea să fie. Bun. Mulțumim, Iulia, că ai fost alături de noi. Eu sper să ne mai vedem, să găsim niște teme despre care să vorbim ca să pregătim lumea pentru sport. Sper să prind și pe Gabi. Cu ocazia asta. Și să facem niște emisiuni despre, efectiv, despre sport și la ce folosește fiecare lucru, fiecare sport în parte. Ce beneficii au și cui să pot. Cum să zic eu, vreau să le pun efectiv pe toate, ca fiecare om să poată să-și aleagă ce are el nevoie. Ce are el nevoie. Și în felul ăsta poate să devenim o nație mai sănătoasă, mai puternică și fizic și spiritual și poate că nu să mai fim atât de, eu știu, ușor de dus de nas. O încă dată mulțumesc, sărut. Vă mulțumesc și vouă, dragilor mei, spectatori, telespectatori și mă aștept la viitoare la o nouă ediție. O să rămân.